Чи чи не бачиш дитят, чи дитя? Eu sunt Subgura, fiind patron de aer și în producătorie. Vă să zic că sunt citată pe ziua de astăzi, la ora 11, în legătură cu contestația scrisă pe mine în baza unei plângeri a unei persoane care nu a fost citată niciodată, deoarece nu știu pe care vreți să o citeze. Data trecută nu era materialul care trebuia să vină de la comisia etnică, tând că sunt informat că aici a fost trimis material în adresa judecătorului, președintele judecătoriei. Și s-a amânat pe data aceasta, pe motivul că o dată repetat să fiu chemată. Dar care e litigiu? Cine cu cine se judecă și de ce? Am aflat la 12 mai, când am fost chemată pe citații la judecătorie, la ora 15, și 45, în care m-a informat că sunteți citate din motivul că n-ați plătit amenda de 400 de lei care v-a fost aplicată în procesul verbal. Eu, neștiind nimic în ce chestie, am întrebat, zic că eu nu sunt la curent, nimeni nu mi-a cerut 400 de lei, nu știu nimic nici de un proces verbal. Mi-a dat, am cerut materialul, am făcut cunoștință și era vorba de o sancțiune, proces verbal, întocmit fără ca, să mă, ca eu, ca parte contravientă, să fiu informată, fără ca să fie alte două iscălituri în cazul când eu repus, întocmit de inspectorul sector Vecislav Lungu, care completează acolo ce trebuia de completat, chipurile, că m-a făcut cunoscut cu procesul, am refuzat să plătesc 400 de lei, în ceea ce... Pentru ce trebuia să plătesc? Pentru că cauza care era depusă în plângerea doamnei, că am numit-o necenzurat, am alungat-o de la locul de lucru și, îndeoște, persoanele din jurul meu, la data de 28 februarie, le-am numit cu cuvinte nemeritate, alung lumea acasă, nu le dau voie să facă de pâine, nicătând că lucrul acesta îl face inspectorul sector și nu a fost așa caz la 28 februarie și n-am avut probleme, îndeoște cu doamna nu am și nici n-am avut, nu știu din care inițiativă, domnie așa a procedat și iată, eu fiind citată, vreau să zic că am hotărât, vreau să zic, să înțeleg care e vina mea. Persoana nu chemată, inspectorul nu chemat, ba lipsește materialul. Scriu contestații în care cer ca pe data de 12 mai am scris contestații în adresa judecătorului doamnei de Palanciuc, în care a fost dat dosarul la examinare, în care cer ca să examineze cazul, să aducă probe de la persoana dată, fiindcă eu nu știu nimic, nu sunt în legătură cu acest proces și pentru calumnie să fie tras la răspundere persoana care a scris plângerii. În rezultat, vreau să zic că am făcut copie la dosar și am informat-o că a doua zi am să aduc contestația, deoarece era în spisară deja în ziua aceea. A doua zi vreau să zic că eu aduc contestația, o înregistrez în camera unde se înregistrează petițiile și le-am propus dumnealor, zic, dați-mi voie să mă duc la doamna Palanciuc să duc contestația, deoarece am promis. Dar dumnealor mă întreabă, aveți citații pe azi? Zic, n-am citații, dar prin telefon am promis să contestați. Lăsați-o la noi, noi i-am înregistrat-o, în cazul ăsta vine grevierea sau judecătorul, dacă a fi să vă chemi, va chema. Cu această ocazie am plecat acasă, am lăsat înregistrată contestația, este la mine copia tot când am înregistrat-o. Mă duc acasă, sun iarăși doamna Palanciu, că îi spun, doamne, eu v-am lăsat o contestație, nu m-au lăsat să mă prezint la dumneavoastră și în acest caz, ca să știți, să nu dispară undeva. Domnule, aici că bine, bine, nu mi-au spus că de ce nu v-ați prezentat, deoarece nici citație, nimic n-am avut, nici nu în dosar, nu există măcar copie, de fapt, ea ca cum se face în dosare, când persoana este chemată, în dosar rămâne... Deci, ședința de judecată a fost fără dumneavoastră, ședința de judecată pe 13 mai.
Vedeți, eu n-am pot cita pe domnilii pe baza contestației care trebuia să o transmită la comisariat, vreau să zic că am făcut o încheiere în care, în lipsa persoanelor ambilor părți, domnilii, după un articol din codul contravențional, vreau să zic că are voie să încheie ședința de judecată împreună cu grevieră și să ia decizia în baza articolilor. Domnilii, vreau să zic că... Păi cam așa s-a întâmplat. Da, domnilii, vreau să zic că a încheiat ședința de judecată, a făcut încheiere, luând decizia, vreau să zic că eu sunt pedepsită în baza nu știu a căror probi, numai din faptul că nu m-am prezentat, și sunt lipsite de dreptul de a conduce vehicule pe viitor. Eu nu înțeleg, așa este aici un articol, în cazul când persoana nu se prezintă, atunci când are citații și nu se prezintă, dumnei are dreptul, pe bază la articolul cel la 450, nu mai țin minte care e aici, eu l-am însemnat, nu și-a scos din dosar, unde dumnei mai clar. Aici ce dată aici, aici. Nu, aici e cu totul altul judecat, eu am ușcudință. Iată dosarul original. Originalul cum era când domnul mi-a dat și am făcut copie, că dacă nu vinem pe 12, cine avea să mi-l dea? Deja judecată acolo noi, la dânsa era mână. Și domnul ei mi-a dat dosarul, am făcut cunoștință, era procesul verbal, acolo este copia. De la comisariat, de la poliție. Dar procesul nu e acolo. Procesul verbal cu privire la contravient făcut fără știrea mea, de care am aflat la judecată, este plângerea în cauza doamnei... Dar spune că ai refuzat să Da, domnului scrie că am refuzat să plătesc 400 de lei, am refuzat... Și a refuzat să semneze procesul verbal? Da, am refuzat, vreau să domnului, nu-s de acord cu ceea ce scrie, în ceea ce eu refuz să-i scălesc, vreau să da. Dar unde e explicația mea pe baza? Dacă nu omul refuză, îl chen, eu trebuie să scrie explicații, dar eu aflu tocmai la judecat, când am o procesele contravenționare, se examinează la inspectorii de sector, comisariatele, dar nu judecătorii. Judecătorii, procesele contravenționale administrative, examinează în cazul când persoana în cauză refuză ca să plătească amenda care te aduce la cunoștință inspector de sector. Dar dumnealui, întocmind procesul verbal sara, adăuza, după cum mi-a spus dumnealui, s-a dus cu baie de boală, înseamnă că dosarul care avea aici, vedeți, aveți examinare timp de 5 zile, dumnealui nu era, vreau că eu aici s-au luat dosarele, s-au dus la comisariat și pe baza asta au transmis la judecat că eu vreau că n-am fost de acord să plătesc. Am sunat dumnealui, deoarece mi-a dat telefonul al de domnul Țurcan de la Piața Centrală și întreb, ce ocazie eu aflu la ședința judecată despre plângerea doamnei când ai făcut proces fără mine, singur. Recunoști că nu trebuie de procedat așa. Când m-ai făcut cunoștințele? Când mi-ai spus din 400 de lei? Eu nu am știut nimic. Dumneavoastră, socotiți că n-ați procedat cam legitim. Și cam așa iese. Și iată, a fost proces judecat, a fost invitat, nu-i materialul, a dispărut plângerii doamnei, a dispărut explicația dumnei ei, a dispărut. Există numai citație, ea ca în original, care era la 12, 15-30, când am fost citată, dar nu la 12-45, cum spune. Cine a făcut? E încurcat ceva, poate. Da. Și iată, vreau să zic că aici este informat că pe data de 16.04 președintele judecătoriei, vreau că vă expediem, este și încheiat judecata, 16 este trimis în adresă, vă expediem la președintele judecătoriei domnul Vusiu, pe numele lui Palanciuc. Vă expediem în adresa dumneavoastră pentru examinare material administrativ în baza articolului 69, codului contravențional administrativ, în privința cetățenii Eșanu, aici scrie, vreau că așa nu înțeleg, scrie aici. Da. La judecat. Da. Și iată, vreau că am sunat pe doamna Palanciu, domnul ei spune, eu tot am făcut corect, în baza la care plânge, care proces verbal ai făcut. Ia. Ziua. Stimați magistrați, îmi cer scuze. Eu am rugat să asist presa, pentru să nu fie pe urmă probleme, că eu v-am exprimat așa, ba așa, că... Da, am înțeles. Dar până la începere cercetare și putătorești, da? Luați loc. Deoarece să o face publică... Luați loc. Unde să mă așezăm eu? Care doriți mă la scaun acela în față? Luați loc.
ședință zicală a deschisului, când prezența părților, este doamna Ișanu Viera, da? Mea sunteți agent consultator, da? Eu sunt inspector superior al secției ordinii publice, deoarece domnul Lungu lipsește, e în concediu și este peste hotarele țării, am venit eu ca șef direct al dumneavoastră. Aveți în putere ce? Prezentați-mi. Cum familie? Pe linia ofițerilor operativi. Doamna Ișanu, sunteți preîntâmpinat despre faptul dumneavoastră aveți drept să dați întrebări atunci când îți dă cuvântul. Doamne, eu nu dați am voie, vă rog, să bine, strig mai tare, dar îmi dați voie să clarific cine iese din partea poliției. Bine? Pe urmă, dumneavoastră, îți dați întrebări. Tot și eu sunt inspector superior pe linia ofițerilor operativi. Da? Asta presupune că eu sunt șef direct al tuturor ofițerilor operativi. Sunteți domnul Bobu Sergiu, da? Sunteți colaborator de poliție? Locotenent, să ziceți. Locotenent major. Locotenent major de poliție, da? Cauza este examinată pentru dumneavoastră să explică, doamna Ișanu mi-a fost la ședință, pentru dumneavoastră să explică, cauza este examinată de judecătoră de la Andrul, Vifier Diana Ticolici. Încredințați instanță? În tocmai. Mi-ați trebuit să explic că aveți drept să faceți cunoștință cu contestația depusă de doamna Ișanu, toate materialele care se acumuleze pe marginea acestui dosar, stați explicați, să dați întrebări, de clar, da? Aveți cereri de mesul la etapă dată? Putem trece la examinarea cauzei în fond? Eu încerc scuze, nu putem trece la examinarea cauzei din motivul că eu nu știu ce material dumneavoastră ați primit de la Comisariatul de Poliție uftim, în baza contestației depusă. Am înțeles. Atunci așa. Eu n-am făcut cunoștință, nu m-am pregătit, n-am posibilitate. Doamne Ișanu, este destul ca să facem întrerupuri dumneavoastră să faceți cunoștință cu materialul sau aveți nevoie de mai mult timp? Am nevoie de 3 minute. 3 minute, da? Am înțeles. Dacă permite, domnule judecător. Dați-mi, dumneavoastră ați făcut parte, să eu nu am făcut parte, procesul verbal, dar demersul dumneavoastră și citația a fost emanat mie ca superior la examinat. Da. Conform codului la ședință trebuie să prezinte agentul consultator care a făcut procesul verbal. Deci eu solicit ca ședința de judecată să fie amânată până la sosirea agentului consultator. Dumneavoastră cunoașteți data când nu se întoarcă agentul constructor? Agentul constructor va fi la locul de luni. Când? Luni curent, data de... Acum luni, da? 4, da. Am înțeles. Dumneavoastră ați luat materialul? Nu, materialul nu am. Am un idee de citație, a fost un numit în mie, vizată pe mie, că eu sunt examinat. Păi numai și dumneavoastră ați solicitat să faceți cunoștință. Nu eu am solicitat, doamna Ișanu am solicitat să fac cunoștință materială. Dumneavoastră ați solicitat timp, dumneavoastră ați solicitat timp. Instanța decide am la ședință și pe dumneavoastră ați discutat cât și o să doriți. Luni vine domnul Ișanu, luați loc. Domnul Lungu, da. Domnul Lungu. Cred că da. Deci ședința se numește pentru o dată de 4 octombrie, ora 11.